Fiți binecuvântați de Domnul. În această seară, Domnul mi-a pus pe inimă să vă aduc în față situația evreilor imediat după robia babiloniană. Vă citesc pentru asta din cartea Ezra, capitolul 1, versetul 1, unde este scris: în cel din tâi al lui Cir, împăratul perșilor, ca să se împlinească cuvântul Domnului rostit prin gura lui Ieremia: Domnul a trezit duhul lui Cir, împăratul perșilor, care a pus să facă prin viu grai și prin schis vestirea aceasta în toată împărăția. Și iată că după 70 de ani, ani socotiți ca pedeapsă potrivit cu numărul de ani în care n-au lăsat pământul să se odihnească și să respecte sărbătorile Domnului, evreii au avut harul să se întoarcă înapoi în Țara Sfântă. E adevărat, nu toți, s-au întors doar câteva zeci de mii. Dar, deși întorși în țara lor, n-au avut fericirea să regăsească un templu. Au încercat să-l rezidească, dar zidirea lui s-a amânat. N-au avut bucuria să regăsească o cetate zidită, așa cum o lăsaseră cei ce plecaseră, totul era dărâmat. Însă Dumnezeu a rânduit oameni prin care să rezidească zidul Ierusalimului și să reconstituie spiritualitatea evreilor. Aceștia au fost Ezra pentru cele spirituale și Nehemia pentru cele administrative. Eu am găsit că există o asemănare între situația lor și cazul dumneavoastră de aici. Sunteți împrăștiați, nu deportați, evident, dar aici, în conjunctura aceasta printre străini, încercați să vă regăsiți entitatea spirituală constituind o biserică și să vă păstrați identitatea de credincioși. Vreau să vă prezint într-o primă parte din cartea Nehemia câteva piedici și felul în care pot fi învinse pentru ca să puteți face ceva aici. Dumneavoastră în Peristeri, alții în Calitea, alții în Omonia sau oriunde în Grecia aceasta sau mai extins în Uniunea Europeană. Dacă doriți să mă urmăriți, încep cu Nehemia capitolul 4. Acum, în mod sigur, nu vi se vor potrivi toate și exact în situația lor, dar în parte și într-o anumită asemănare veți vedea că vi se vor potrivi. Scrie aici de la versetul 1: când a auzit Sambalat că zidimea răzidul, s-a mâniat și s-a supărat foarte tare. Vreau să observați chiar o atitudine a diavolului, care de fapt i-a provocat pe oamenii aceștia să aibă o atitudine ostilă față de evrei, deși era dreptul lor, era în țara lor, am putea spune. Și o primă metodă a fost disprețul, batjocura, luarea în derâdere. Și-a bătut joc de iudei și a zis: la ce lucrează acești iudei neputincioși? Oare vor fi lăsați să lucreze? Oare vor da viață unor pietre înmormântate sub mormane de praf și arse de foc? Și un altul a completat: să zidească numai, dacă se va sui o vulpe, le va dărâma zidul lor de piatră. Nu știu dacă au zis vreunii români către voi: ce credeți, că voi esteți în România să faceți biserică? Vă vor lăsa grecii în fervența ortodoxiei lor să faceți ce vreți? N-aveți drepturi, n-aveți putere. Și unii sunt foarte slabi și se intimidează la astfel de provocări. Observați atitudinea lor de rezistență, versetele 4 și 5. Au apelat la rugăciune, adică la Dumnezeu. Ascultă, Dumnezeul nostru, cum suntem batjocoriți. Fă să cadă ocărilor lor asupra capului lor, căci au necăjit pe cei ce zidesc. Poate dumneavoastră sau soțiile dumneavoastră ați fost demoralizați în parte. Vom putea face ceva?
Poate chiar aici, cu situația din peristerie, nu știu. Fiecare ia ceea ce îi se potrivește, repet. Dar ca urmare a rugăciunilor lor, au fost întăriți în Duhul lor. Știți, spune înțeleptul în Cartea Proverbelor, un duh desnădăjduit, cine îl va ridica? Dar când există curaj, este îndrăzneală. Și în urmă se face ceva. Iată rezultatul. Versetul 6. Am zidit zidul, care a fost isprăvit pretutindeni până la jumătate înălțimea lui, și poporul lucra cu inimă. N-au reușit să-i afecteze la inimă. Inima le era tare. Să vă dea Domnul astfel de inimă. Plină pentru lucrarea lui și pentru zidirea lucrării sfinte. Dar nici cei din situația aceea și nici diavolul n-au renunțat și nu va renunța. Sambalat, Tobia și ceilalți au auzit că lucrarea merge înainte. Versetul 8, s-au unit toți împreună să vină împotriva Ierusalimului și să-i facă stricăciuni. Iată o împotrivire directă, o acțiune concretă. Nu știu dacă ați avut astfel de împotriviri, dar știu uneori că prin Europa unii s-au trezit din partea autorităților locale sau chiar din partea românilor cu anumite neplăceri. Știu un caz din Spania când au câteva procese la autoritatea locală pentru a da afară din localul în care se adună. Din nou evreii au apelat la rugăciune. Ne-am rugat Dumnezeului nostru și am pus o strajă zi și noapte ca să ne apere împotriva loviturilor lor. Însă Iuda zicea, puterile celor ce duc poverile slăbești, dărâmăturile sunt multe, nu vom putea să zidim zidul. Și dușmanii ziceau, nu veți ști, cădem peste voi și nu mai puteți face nimic. Au fost situații și în țară, de exemplu, vă amintesc un caz, era perioada comunistă și autoritățile vreau să dărâme clădirea. Și știau că au un prezbiter foarte energic și bun organizator și au dat seama că dacă nu-l arestează mai întâi pe el, nu pot să o dărâme. S-au dus doi sau trei polițiști să-l aresteze, dar și el a fost foarte abil și a zis, numai să-mi iau o haină pe mine. A sărit pe geam de la etajul 1 și a dat vreo 20 de telefoane câte le știa din minte. Și s-au adunat toți frații și au stat baricadați în clădirea bisericii o lună de zile și nu au putut să-i dărâme. Evreii aici au apelat la o strategie. Scrie în versetele acestea, eu vă spun în sinteză, într-o mână țineau arma și în cealaltă mistria. Iar Nemia stătea cu un om care suna din trâmbițe lângă el, gata să dea alarma și să se adune într-o parte sau alta a zidului și astfel, scrie în versetul 12, iudeii aveau și niște cercetași, au venit de 10 ori și ne-au științat despre toate locurile pe unde veneau la noi. Vă dați seama? De 10 ori s-au pregătit să meargă împotriva lor. Însă au fost înștiințați, i-au văzut că sunt în gardă și nu au avut ce să le facă. Aceasta e o a doua metodă a diavolului. Prima este intimidarea și a doua este forța, ca și în Valea Dura. Mai întâi te intimidează crainicul și apoi te sperie cuptorul. Dar credincioșii trec biruitor și peste prima și peste a doua. Că ei știu că fac o lucrare în numele Domnului care merită făcută. Domnul să vă sprijinească la aceasta. Și să credeți că Dumnezeul nostru și al dumneavoastră, al nostru, al tuturor, se va lupta pentru lucrarea asta. Vreau să observați acum în capitolul 5 o altă piedică la care chiar că vă sugerez să fiți foarte, foarte atenți. Nu doar acum la predică, în practică. Din partea oamenilor din popor și din partea nevestelor lor, rețineți a lor și a nevestelor, că este o problemă acasă, s-au ridicat mari plângeri împotriva fraților iudei. Și unii ziceau, și să vă spun eu pe scurt, adică s-au comis anumite nedreptăți. Nu s-au împărțit egal bunurile, nu s-au redistribuit egal proprietățile. Și uite așa, chiar dacă scăpați de greci și de oricine fiind de ei din exterior, vă poate da diavolul lovitură înăuntru. Să se spună că nu-i dreptate la împărțirea slujbelor în biserică, că unii sunt sărași și sunt puși să muncească și
Asta dacă vă apucați cumva să o faceți un locar care va fi a dumneavoastră, să-l amenajați, să spună femeile, da, tu mergi acolo să lucrezi, nu stai acasă, uite, în timpul ăsta am putea să muncim. Și se pot ridica nemulțumiri din popor care să stânjenească și nu numai, să oprească lucrarea. Și pe când v-ar lăsa alții, să vă împotmoliți dumneavoastră. Și asta e o mare lipsă de înțelepciune. Când dai undă verde din afară sau cel puțin nu ți se pot împotrivi, să ne împotmolim noi dinăuntru. Iată cum a procedat Nemia în acest caz. Citesc de la versetul 6. M-am supărat foarte tare când le-am auzit plângerile și cuvintele acestea. Am hotărât să mustru pe cei mai mari și pe dregători și le-am zis: ce, voi împrumutați cu camătă fraților voștri? Și am strâns în jurul meu o mare mulțime. Și a recurs la măsuri de împărțire a dreptății și s-a dat pe sine exemplu. Scrie apoi de la versetul 14 că în cei 12 ani cât a fost el dregător, nu și-a luat salariul cuvenit, ba încă, din averea lui, din bunurile lui, a împărțit cu gratitudine. Pentru că zice în finalul versetului 18, n-am cerut veniturile cuvenite dregătorului pentru că lucrările apăsau greu asupra poporului acestuia. Este nevoie de oameni care să se dea exemplu, să se sacrifice, nu doar să pretindă. Știți că și în biserica din Ierusalim primele nemulțumiri după cazul acela de ispită Anania și Safira au fost date de neîmpărțirea corectă a ajutoarelor? Și e suficient să nu se audă în adunare, dar să vorbească femeile pe acasă, să vă plângeți dumneavoastră în cercuri restrânse. Și asta va face să se distrugă unitatea frățească și pasiunea pentru lucrare să vă scadă și numai să observați că unii nu mai vin, nu mai fac treabă, dar nu spun ce au. Numai dacă te interesezi mai de aproape, de fapt, care e supărarea lor, de ce nu pun mâna la lucrare, vegheați și asupra acestui aspect. Trec în capitolul 6 să mai sesizez de aici câteva piedici. Așa cum sunt numite sub titlul de aici, noi piedici. Nu pusesem încă ușile porților când dușmanii au venit să-mi spună vino și să ne întâlnim în satele din Valea Onu. Își pusesere de gând să-mi facă rău. Au recurs la diplomație. Le-am trimis sol cu următorul răspuns: am o mare lucrare de făcut și nu pot să mă pogor. Cât timp le-aș lăsa ca să vin la voi, lucrul ar înceta? Eu nu știu cine ar putea să vă sugereze dumneavoastră diplomația asta. Poate vreo biserică grecească. Există diferite forme de a te angrena în fel și fel de organizații sincretice și de a tatona astfel lucrarea. Mi-au făcut în patru rânduri aceeași cerere și le-am dat același răspuns. Ce statornicie la Nemia! Puteau să facă și pe a cincea, că el doar avea răspunsul scris deja, nu? De patru ori au zis așa, dar și eu de patru ori tot așa. Asta vreți, dar și eu asta vreau. Adică dacă cei răi sunt statornici în ale lor, n-ar fi cu atât mai bine ca și noi să fim statornici în ale noastre? Sunt fel și fel de forme din astea diplomatice de a vă stagna, de a-o lăsa o maușurel, cum de exemplu au făcut comuniștii în biserici, când au văzut că nu pot să închidă, au încercat să îndulcească lucrurile. Eu mi-amintesc de cazul meu când a fost în armată, ne-a spus fraților când a fost în Elefsina, după ce vreo 8 luni de zile m-a tatonat ceistul, că mă bag în batalion disciplinar, că așa, 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 și a încercat să mă forțeze, că așa cu brutalitate, să mă facă să fumez, când a văzut că nu poate, m-a lăsat și după 200 mă cheamă din nou și zice: poftim, Anca, uite, ia o țigară și fumează. Nu fumez. M-a încercat din nou cu brutalitate. În urmă, când a văzut că nu ține în forță, m-a chemat altă dată și zice: auzi, ce am eu cu pocăința ta, vei? Fii liniștit. Și dacă se leagă cineva de tine, să-mi spui. Da, am nevoie să-mi faci câte o informare așa pe săptămână despre ofițeri, despre soldați. Vii la mine și tu ești prietenul meu.
Diavolul se pricepe la diplomație și nu degeaba se spune să nu te apuci cu diavolul în dialectică că te bate. Adică nu avem ce să negociem cu lumea asta. Ce să negociem? Avem noi mandat de la Dumnezeu să negociem? Dumnezeu ne-a spus doar ce să facem și nouă ne rămâne aminul. Și să ne apucăm de treabă. Amin. Amin. Observați o altă piedică. Scrie aici, de la versetul 6, i-a trimis apoi o scrisoare deschisă. A apelat la proroci. Ezra s-a rugat, versetul 9, cum Doamne întărește-mă. M-am dus la Șemaia și el a zis, haide-mă împreună în casa lui Dumnezeu, în mijlocul templului, să închidem ușile, că vin să te omoare. Eu am răspuns, un om ca mine să fugă? Și care om ca mine ar putea să intre în templu să trăiască? Și am cunoscut că nu Dumnezeu îi trimitea, ci a prorocit așa pentru mine, fiindcă s-a îmbalat și tobei de dus era argint. Și câștigându-l astfel, nădăjduiau că am să mă tem și am să urmez sfatul lui să fac un păcat. Iată cum diavolul a recurs la viclenie, folosindu-se de sfaturile unora și de prorociile altora. Nu știu cum poate diavolul folosi, dar recurge la orice se poate, să-l facă să greșească. Și te poți aștepta să asculți sfaturile unui om care nu-i inspirat de Dumnezeu și care îți dă un sfat greșit. Să faci în biserică sau în viața ta particulară niște greșeli, niște păcate. Să zic, hai să facem o afacere și în urmă să te dea în gât și după aceea să-ți ia cuvântul în biserică, tu nu mai ai ce vorbi, că ești vinovat. Chiar să folosească proroși mincinoși să te pună să faci ceva ca în urmă să-ți pierzi bunul nume. Și nu mai ai putere, că ai pierdut. Nu s-a lăsat intimidat nici de asta. Nici de sfaturi, de aceea fiți atenți și nu luați tot ce vă spun unul sau altul de bune. Fiți atenți și la proroci, că nu neapărat toți sunt de la Domnul. Și o ultimă metodă, vă citesc de la versetul 17. În vremea aceea erau unii fruntași din Iudeea care temeteau deseori scrisorul lui Tobia și primeau și ei scrisori de la el. Căci mulți din Iuda erau legați cu el prin jurământ pentru că era jinul lui Șecania. Vorbeau bine de el chiar în fața mea și îi spuneau cuvintele mele, Tobia trimitea scrisori ca să mă înfricoșeze. Trădarea, asta e cea mai grea. De asta se face uneori pe linii de rudenii. Că unii au interese, au dușmănii și așa te doare când chiar echipa cu care te-ai înțeles să faci ceva te trădează. Ei de fapt te vând altora și în loc să te ajute, numai te spionează, îți găsesc de vină și s-ar bucura să nu meargă lucrarea. De față zic, da, facem. Și când colo celorlalți le spun, uite, astea sunt slăbiciunile lui, dar de fapt nu o să poată și te vând sub o formă sau altă. Amintiți-vă de cuvintele Mântuitorului care a zis lui Iuda, Iuda, cu o sărutare pentru 30 de arginți. Eu v-am dat așadar câteva piedici care se pot ivi, dar fiecare dintre ele a putut fi învinsă, căci în numele Domnului suntem mai mult decât biruitori. Și vreau doar să vă mai citesc din cartea Nemia, capitolul 12, finalizarea lucrării. Vreau să trebuie să vă imaginați prin credință că dacă mai rămâneți în Grecia, va veni vremea când veți avea clădirea dumneavoastră, când veți avea o conducere stabilă, când veți avea lucrători, când vor fi credincioși și familii bune, când veți avea tot ce vă trebuie, trebuie să visați. Știți, și astfel a fost o seară și apoi o dimineață și uite așa, asta a fost o zi bună. Iată finalul, 12:27. La sfințirea zidului Ierusalimului au chemat pe leviți din toate locurile, știți, atunci o să chemați din toată Grecia, știi? Și v-a invitat și din România. I-au dus la Ierusalim ca să prăznuiască sfințirea și sărbătoarea cu laude și cântări în sunet de chimbale, lăute și arfe. Două coruri. Unul a pornit pe o parte a zidului sub conducerea lui Ezra
celălalt cor pe partea cealaltă a zidului sub conducerea lui Nemia și s-au întâlnit amândouă în casa Domnului. Și scrie aici în versetul 43, în ziua aceea s-au adus multe jertfe. Și a fost o mare bucurie, căci Dumnezeu dăduse poporului o mare pricină de bucurie. Se bucurau și femeile și copiii și strigătele de bucurie Ierusalimului se auzeau până departe. O, Domnul să împlinească un așa cuvânt și pentru dumneavoastră. De bună seamă și-or fi amintit, nu că astea le-a fi stăruit în minte, dar ar fi putut să-și amintească. Știi ce greu a fost când am zidit? Eu știu frați din alte țări ale Europei care sunt puțin înaintea dumneavoastră, când își amintesc ce greu era, că s-adunau la greci, la spanioli, la fiecare pe unde au fost și n-aveau și stăteau 3-4 într-un apartament și au muncit și au pus banii. Dar toate astea trec. Dar cea mai mare bucurie va fi dacă vă veți lupta să aveți o casă a Domnului, în care să aveți tot ce vă trebuie și să ajungeți să vă bucurați încât strigătele dumneavoastră să audă până departe, să le trecem într-o revistă și să se publice, să știe toți și să ne bucurăm de bucuria dumneavoastră. Dar nu uitați, până atunci și până acolo veți avea piedici pe care trebuie să le treceți cu bine. Domnul să vă facă biruitori. Amin. Vreau să rămânem în aceeași perioadă și să întoarcem paginile Scripturii până la Ezra, capitolul 9. Ceea ce v-am spus se referă mai mult la partea administrativă, dar ceea ce urmează de acum se referă mai mult la partea spirituală. Degeaba veți reuși să construiți o biserică frumoasă, în care să aveți ceea ce vă trebuie, dacă nu va fi și o clădire din pietre vii, oameni sfinți, credincioși. Și pentru asta vă citesc ce s-a întâmplat aici. 9:1. După ce s-a sfârșit lucrul acesta, căpeteniile s-au apropiat de Ezra și au zis: poporul lui Israel, preoții și leviții nu s-au despărțit de popoarele acestor țări. Versul 2. Și-au luat neveste din fetele lor pentru ei, pentru fiilor, și-au amestecat neamul sfânt cu popoarele acestor țări. Și căpeteniile și dregătorii au fost cei din tâi care au săvârșit păcatul acesta. Când am auzit lucrul acesta, mi-am sfâșiat hainele și mantaua, mi-am smuls părul din cap și perii din barbă și am stat jos mâhnit. Sincer să fiu, nu doar la dumneavoastră, se observă prin mai multe locuri pe unde trecem că v-ați cam amestecat din punct de vedere spiritual cu popoarele țărilor pe unde ați ajuns. Și v-ați încuscrit în plan spiritual într-un fel sau altul. Și asta nu e o bucurie pentru noi când auzim. Ezra, rețineți, venise din altă parte. Poate dumneavoastră nu vi se pare, văd că vă uitați la mine cu puțină suspiciune. Dar când vine cineva din altă parte, vede mult mai ușor diferențele. Dumneavoastră nu le sesizați într-o tot. Și cine, dacă nu un predicator, vede mai ușor, că uneori te uiți în Biblie și apoi te uiți în biserică și zici, nu-i chiar așa. Și apoi te uiți iar în Biblie, aici n-am văzut bine sau aici n-am văzut bine. Și când dai seama că există ceva ce nu potrivește, nu concordă, și-a nicăjit. A intrat într-o zi de post, versetul 4, atunci s-au strâns la el cei ce se temeau de cuvintele Dumnezeului lui Israel. Adică cei ce vedeau că în cuvânt e scris într-un fel și ei sunt puțin sau mai mult diferiți. Și acum întorc la capitolul 10. Pe când sta Ezra plângând cu fața la pământ înaintea casei lui Dumnezeu și făcea această rugăciune și mărturisire. El se ruga cam așa: Doamne, în mijlocul acestor popoare, le-ai dat un loc de odihnă, aș zice eu, unde să se închine, să se adune, să se roage, au încă libertate. Și iară să te necăjim. Și în timp ce se confesa înaintea Domnului și își exprima rugăciune, durerea lui, însoțită de lacrimi, se strânsese la el o mulțime foarte mare de oameni din Israel, bărbați și femei și copii, și poporul vărsa multe lacrimi. Știu că sunt unii dintre dumneavoastră care se frământă de spiritualitatea credincioșilor.
Iată exemplul lui Esra. Apucați-vă, postiți și rugați-vă și veți vedea că lângă dumneavoastră Dumnezeu va asocia, va alipi și pe alții pe care îi frământă aceeași problemă, spiritualitatea neamului. Atunci Șecania, fiul lui Ehiel, dintre fiul lui Elam, a luat cuvântul și a zis lui Esra. Este un cuvânt care trebuie rostit de unul și apoi de alții, mulți la rând din cei vinovați. Am păcătuit împotriva Dumnezeului nostru, ducându-ne la femei străine care fac parte din poporile țării. Și-au recunoscut vină. Când cineva nu-și recunoaște păcatul, și dacă e puțin sau mult, nu rezolvăm nimic. Vine la biserică degeaba, ca fariseu. Sau dacă e și mai grav, poate să se piardă la jumătatea zilelor. Dar lângă o recunoaștere a stării de vinovăție, l-a zis, Israel n-a rămas fără nădejde în această privință. Să facem acum un legământ cu Dumnezeul nostru pentru izgonirea tuturor acestor femei și a copiilor lor, după părerea Domnului meu și a celor ce se tem de poruncile Dumnezeului nostru, și facă-se după lege. Am întâlnit mai multe stări. Unii spun, da, ce, suntem bine. Numai că nu potrivește cu ce-i scris. Că nu ne este plină inima de cuvintele Domnului, de atracție pentru lucrurile sfinte și imediat se vede măsura de un delem și de spiritualitate. Alții spun, frate, ăștia s-au îndepărtat de Domnul, pe ăștia nu-i mai aduce nimeni înapoi, ăștia-s gata. Am auzit și în țară oameni din aceștia foarte negativiști, sunt pierduți, ăștia s-a apostazeat toți, gata. Acestea sunt două extreme greșite. Bine este să spunem ca și Șecania acesta. Am păcătuit, dar este o nădejde. Să se facă după lege și să ne întoarcem la Domnul. Amin. Amin. Credeți că se pot pocăi zecile sau sutele de români care sunt pe aici? Se pot pocăi. Dar numai dacă se face după lege, vom vedea că este metodă cum se pocăiască. Că așa doar să zică fiecare, da, ne pocăim și mâine iar zicem că ne pocăim și nu ne pocăim nici poimâine. A zis să facem un legământ ca aceste femei care ne-au stricat entitatea noastră evreiască să fie alungate. I-au zis lui Ezra, versetul 4, scoală-te că-și treaba aceasta te privește. Noi vom fi cu tine, îmbărbătează-te și lucrează. E nevoie ca dintre dumneavoastră din biserică să spuneți și lor ce vă conduc. Păi treaba asta vă privește pe voi, de la voi trebuie să plece. Dar noi vă sprijinim. Ezra s-a sculat, a pus pe căpetenie preoților, leviților și întregului Israel să jure că vor face ce se spusese, ei au jurat. S-au adunat toți, măcar că a fost ploaie și n-au putut să stea prea mult, au recunoscut versetul 10, am păcătuit luând femei străine și el le-a spus. Mărturisiți-vă acum greșeala înaintea Domnului. Toată adunarea a spus glasare, trebuie să facem cum ai zis. Dar nu-i destul doar să se recunoască, așa cum spunea cineva că într-o adunare un predicator a zis, toți care a scăzut în păcat de adulter, în timp ce toți ceilalți își pleacă capul în jos, mi-au să ridicați o mână în sus și spuneți, Doamne, iartă-ne și gata, Domnul v-a iertat. Astea-s povești. Așa scapă cineva într-un păcat de adulter? Că noi stăm cu capul în jos și nu vedem care-s vinovat și îi ridică o mână în sus? Nu. No. A zis Ezra, asta nu e o problemă de o zi sau două și ceilalți. Trebuie să avem o evidență a tuturor și fiecare să vină la rând cu problema lui, să mărturisească și să alunge femeile străine. În biserica din Deva a fost un cuvânt din partea Domnului să intre tot poporul la o mărturisire. Și spunea fratele bătrân, păstor, adică să bagă 400 de oameni la mărturisire, de ce e asta? Dar parcă insista în minte gândul acesta. Și s-a postat la birou și a chemat pe toți la mărturisire. Și când au început oamenii să mărturisească, au ieșit gunoaie, mizerii, păcate. Zicea, cam când era mărturisită jumătatea adunare, acum nici de-ar vrea nu-i mai las eu. Acum continuăm până la sfârșit.
Noi, de exemplu, la biserică am procedat în urmă câțiva ani și am trecut tot corul pe la mărturisire. Acum suntem în fază, trecem toată fanfara. Așa, să ștergem noi că ei sunt oglinda bisericii. Fiecare face o mărturisire profundă din toată inima și cine se angajează se întoarce la Domnul, slujește mai departe. Care nu rămâne în carantină. S-au angajat toți și a fost o hotărâre în biserică. Să nu credeți că toți au fost de acord. Imaginați-vă că aici le spuneți gata fraților la pocăință. Știți ce scrie aici de la versetul 14? Să rămână toate căpetenii, să vină la rând și acum versetul 15. Ionatan, păcat că avea un nume frumos, și încă vreo 2-3, au fost singurii împotriva acestei păreri. Totul să fie cineva împotrivă. Într-o biserică s-a anunțat o lucrare bună, dar era clar că e bună. Și cineva a comentat. Și altul de lângă el a zis, măi, dar și la lucrarea asta bună se împotrivește. La care altul mai bătrân îi zice, măi, dar tu ce crezi că a murit Satana? Trebuie să fie cineva împotrivă. Dar, dacă mai întâi ați postit și v-ați rugat, n-au putere cei care se împotrivesc. Comentează pe margini, sar în sus, dar cine sare în sus când nu trebuie, aterizează aiurea. Într-o biserică au desemnat un păstor tânăr să ocupe de lucrare. Când s-a dus acolo, ca și în cazul lui Ezra, l-a apucat jalea când a văzut ce e acolo. Și a zis, dragii mei, vrea să ne pocăim? Cine vrea alături de mine să se unească în poș și în rugăciune, începând de mâine, pentru biserică? Și niște surori mai în vârstă au zis, noi, frate, dar sfatul boierilor, să zicem așa, imediat a trimis reclamații la conducerea cultului. Ne-a trimis un păstor care vrea reformă. Da, până să se miște ei, că cu cât e organizația mai mare, cu atât se mai mișcă mai greu, a început și Domnul să lucreze. Și tot câte unul, s-au trezit. Și pe când au venit de la centrul cultului, au zis, am venit să răspund de reclamație. Spun, nu mai vreți să ne schimba păstorul, că e bine cu el. Domnul a cercetat biserica și este o reformă bună de la Domnul. Nu se poate face adunare așa la rece, că se revoltă spiritele. Trebuie pregătită sub ungerea sfântă, cu post, cu rugăciune. Și veți vedea că dă rezultat. Și în urmă, oamenilor le va părea bine. Dar procesul acesta să faci ordine unde este un amestec, știți cât e de greu? Vreau să vă imaginați ce a însemnat pentru ei asta. Ce înseamnă pentru un bărbat nevasta? Și invers. I-a zis Domnul profetului Ezechiel, acum eu spun ce este în condiții normale, Ezechiel 24, de la versetul 16. Fiul omului, iată, îți voi răpi printr-o lovitură ce ți-e mai scump în ochi. Nu o să ce vii mai scump în ochi. Mașina, copii? Nu, nevasta, trebuie să fie ce-i mai scump în ochi. Și pentru o nevastă să se spună, așa cum zice el, Cana către Ana, nu prețuiesc eu mai mult pentru tine decât 10 fii? Deci nici 10 fii dacă ți-ar da Domnul, tot la bărbat să te uiți mai cu drag și tot pe el să-l săruți primul. Vorbisem poporul dimineața și seara mi-a murit nevasta, zicea Ezechiel. Imaginați-vă că pe acele femei nu le-au luat din obligație. Le-au luat că le-a plăcut, nu? Ceva în stilul lui Samson, ia-mi eu, îmi place. Și gândiți-vă că lângă neveste se adunaseră copiii. Și semănau pe ei, probabil, în parte. Și acum trebuia, în urma acestei hotărâri adunării generale, fiecare să-și adune familia și să spună cu durere soției și copiilor, trebuie să vă alung. Mă amintesc un caz din Vechiul Testament. Mical, fata lui Saul, fusese dată de nevastă altuia. Și David a zis lui Abner să nu-mi vezi față dacă nu vii cu ea. Și bărbatul ei a mers după ea plângând până la Bahurim. Scrie în cartea a doua lui Samuel. Și apoi a plâns și a văzut cum i-o ia Abner, dar era comandantul oștirii. Ca și cum ți-ar lua o poliție.
Și a rămas fără ea, a rămas plângând. Dar dacă ți-o ia cineva cu forța, te ajută, nu? Mă, n-ai ce faci. Dar în cazul acesta trebuia fiecare să-și o alunge pe-a lui. Nu e ușor. Toate lucrurile străine ce le-ați adunat sunt ca niște femei străine. Și acum trebuie să le puneți pe toate în geamantan și să le dați drumul pe apă. Să le duceți la piață și să le dați pe degeaba. Hai să vă mai dau o semănare să mă înțelegeți mai bine. Un tânăr s-a dus la Domnul Iisus și a spus: uite, vreau să ajung în împărăția ta, ce-mi lipsește? Domnul s-a uitat la el și a zis: uite ce-ți lipsește. Te duci și iei toate contractele de pe casă, de pe teren, cu toate numerele de carte funciară. Te duci și donezi tot. Adică ție nevasta asta care pentru tine e bogăția, o duci la piață și acolo o lași. A fost în stare să o facă? Nu. A fost prea greu. Nevasta asta sau nevestele astea străine, că poate unii au mai multe păcate și stări vinovate, e ceea ce vă place. Poate pentru unii trebuie să adunați toate albumele de sport, să le mai deschideți, sau bine ar fi să nu le mai deschideți o ultimă dată și să duceți la container. Poate pentru altele ar însemna să adunați toate hainele care nu vă arată deloc ca creștine și să nu vă mai gândiți cât ați dat pe ele, că sunt străine, și să le dați drum. Și știți dumneavoastră fiecare cam ce ar constitui pentru oricare sau la nivel de familie neveste străine. Eu, doar ca să vă ajut în identificarea lor, vreau să vă arăt ceva din Neemia 13, de la versetul 23, în același context. Tot pe vremea aceea am văzut niște iudei care își luaseră neveste, azdodiene, amonite și moabite. Jumătate din fiii lor vorbeau limba azdodiană și nu știau să vorbească limba evreiască. Nu cunoșteau decât limba cutărui sau cutărui popor. I-am mustrat și i-am blestemat, i-am lovit, ne-a smuls părul. Un gen de neveste străine e constituit de limbajul lumesc. Așa e că de când ați venit în Grecia, vi s-a schimbat vocabularul, că trebuie să vorbiți ca aici, da? Dar la fel, de când aveți imixiune și tangență cu cercurile păcătoase, cu pretenirele, vi s-a schimbat vocabularul sfânt. Și în loc de cuvinte evlavioase și de mulțumire și de psalm, unii au cuvinte vulgare, femei străine. Alții au cuvinte ușoare, porcoase, glume proaste, toate străine. Ia adunați-vă vocabularele și verificați-vă să vedeți dacă nu trebuie să alungați aceste femei străine. Așa e de greu să alungi din minte un cuvânt uzual. Ar fi mai ușor să înveți altul loc. Dar trebuie alungat? Niciun cuvânt stricat să nu vă iasă din gură, ci mai degrabă cuvinte de mulțumire ca să dea har celor ce le aude. Efeseni 4 și apoi continuă Efeseni 5. De unde cuvinte străine? De la femei străine, nu? Pretenia cu lumea. Verificați-i pe credincioși și veți vedea cum în loc de pacea Domnului nu este decât ceau și toate celelalte. Bine, cu lumea ne salutăm cu saluturi normale, cu ceau, nu-i greșit, eu zic de România. Da, asta o va face din uzualitate. Și dacă tot vorbiți cuvinte slabe, atunci să nu vă mai mira și să nu mai fie doar întâmplări, hazlii despre unii care n-au făcut cateheză destulă și când au fost în apa botezului au spus câte o vorbă care nu merită să o repetăm noi de la amvon, nu? Păi, erau obișnuiți cu ele. Poate unii aveți astfel de cuvinte străine în limbajul dintre soți și soții, dintre prieteni sau chiar, repet, între frățietate. Faceți-le bagajul. Și să vă dau un sfat. Știți cum veți scăpa mai ușor de ele? E
abia verificați-vă cu cine vorbiți. V-ați învățat grecește fiindcă aveți de face cu greci. Dacă veți avea în companie numai credincioși, veți vorbi lucruri sfinte. Dacă ai prietenii tot cu oameni slabi, cu oameni imorali, fără niciun crez, păi normal că te obișnui după ei. Poate știți întâmplarea aceea că într-un sat avea un preot un papagal și obișnuit de la slujbele sfinte, mai scotea și el câte un aleluia sau ceva de genul acesta. Dar în același sat avea un birtaș, un papagal. Și obișnuit tot timpul cu vorba aceea, cu meseriașul, cu singurul care nu se poate lăuda cu clienții lui, că erau bețivi toți, scotea câte o vorbă vulgară. Și a zis crâșmarul într-o zi, băi, dar vor crede la un moment dat femeile când trec pe stradă că strâng eu după ele, dar strângă papagalul. Și a venit o idee să-l ducă pe papagal la preot acasă, la gândul să sfințească vocabularul. Dar știți ce s-a întâmplat? După o lună de zile înjura așa popii. Observați, dacă vă veți petrece vreme în anturaj cu cei lumești, puțin probabil să învățați dumneavoastră psalmi, dar foarte probabil să știți toate bancurile lor, așa-i? Și astea trebuie să vă iasă din uz. Nu putem să ieșim din lume, zice în 1 Corinteni 5. Trebuie să avem colegi, curvari, răpăreți, n-avem ce face. Dar măcar când plecați acasă, măcar când închideți ușa apartamentului în locuiți, acolo s-ar putea să vorbiți sfânt? Se poate. Dumnezeu să vă dea un limbaj curat. Amin. Și să alungați limbile astea de femei străine. Că așa o să vorbească copiii dumneavoastră, așa am citit aici, da? Și copiilor vorbeau jumătate, jumătate. Știți, ca și acel copilaș care se juca prin curte și între timp în acea familie a venit păstorul în vizită. Și intră copilul în casă și spune, mami, l-am schinjuit așa cum se întâmplă la toreadorii, i-am tras o mini săgeată, l-am decapitat cum am văzut în filmul cu tare, cum a făcut cu tare și dă un nume și la un moment dat dă cu ochii de fratele. Și după aceea Domnul l-a chemat acasă. Adică a schimbat limbajul. Până atunci a vorbit cum era obișnuit să vorbească. Așa vor învăța copiii noștri. Dacă în casă le citim psalm și rugăciune, așa vor vorbi, nu? Și chiar când vor face o schemă copilărească, vor spune, eu sunt ca David. Dar dacă numai filme și desene animate, vor spune că ei sunt ca și știu care. Da? Așa limbă se vorbește. Cu cine ești căsătorit? Vreau să trecem la un alt punct. 13 cu 15. Pe vremea aceea am văzut în Iuda niște oameni călcând înteasc în ziua sabatului, aducând snopi, încărcând măgari. Mai erau și niște tirieni, comercienți, care au venit la Ierusalim. În ziua sabatului, că atunci era piața mai bună, că evreii nu lucrau și puteau merge toți la piață. Am mustrat pe mai mari lui Iuda și le-am zis, ce înseamnă această faptă rea pe care o faceți pângării în ziua sabatului? Oare n-au lucrat așa părinții voștri și nu din pricina aceasta suntem în robie? Adică toți nu v-ați învățat lecția. Am stat 70 de ani în robie că n-ați păstrat timpul sfânt pentru Domnul și acum iar întinați ziua de odihnă. Iată ce măsuri a luat. Versetul 19. Apoi am poruncit să se închide porțile Ierusalimului înainte de sabat, de îndată ce le va ajunge umbra și să nu se deschide decât după sabat. Și așa negustorii și vânzătorii de tot felul au venit, că ei nu știau de ce măsuri s-au luat. Și au venit cu mărfurile, dar poarta era închisă. Și a ieșit Nemia la ei și le-a spus așa, dacă mai veniți încă o dată, vă sechestrăm mărfurile. Și a pus control toți evreii în ziua sabatului să fie rezervată pentru Domnul. Iată cum din nou se vede dacă v-ați căsătorit cu femei străine sau nu, ce calendar aveți, orarul de biserică respectați,
sau chiar atunci ai piața? Păi nu știu, de mașini, de vechituri, de cumpărături. Că nu știu cum se face, dar diavolul știe cum să ne încurce. Și dacă ai o femeie, imaginați-vă, toți care aveau femei din tir, păi când veneau cei cu mărfuri din tir, spunea, dragă, n-am ce face, vrei tu să mergi la închinare, dar acum vin mărfuri din țara mea, cum sunt eu obișnuită să-mi cumpăr, eu cu așa ceva nu mă umblu. Și să-l fi văzut pe bietul evreu cum umbla la punguță și cum nevăstuța îl ducea și lua și timpul și bănuții. Dacă vreți să alungăm femeile străine, atunci hotărâți-vă. Duminica e duminică, joi seara e joi seara și tăiați pretențiile astea pentru firea pământească. Amin? Amin. Dar trebuie să luați o hotărâre. Și care mai vedeți că lipsește? Da, asta rețineți. Hotărârea trebuie să fie luată în familie, la fiecare. Dragă, nu mai lipsim de la biserică. Asta e pentru Domnul. Știți că Dumnezeu în ziua a șasea, adică vineri, dădea evreilor în pustie două porții pentru ca în ziua a șaptea să fie închinată Domnului? De ce vreți să păgubiți sau să mergeți unii la muncă duminica? Am întâlnit pe un biet frate, acum căsătorit, patron. Până era tânăr, mergea în misiune și acum nici duminica nu s-a dat la biserică. Și când am întrebat de ce, a zis, da, pierd niște clienți, că poate sună acum. Bietul om. N-are încredere că Dumnezeu poate să-i binecuvideze timpul rezervat munci. Vrea să fure și de la Dumnezeu. Fur de la tine. Nu câștigi nimic. Știți că mana păstrată peste timpul rânduit de Dumnezeu se strică? Nu câștigați cu asta. Sau degeaba spune cineva, frate, dar am fost obosit, n-am putut să mă duc la biserică. Mulțumește lui Dumnezeu că e sănătos. Nu cumva se întâmple vreun cutremur să vezi cum ieșiți toți din casă, dacă ești bolnav, te duci la spital și noaptea. Că pentru firea pământească așa suntem de apți și de harnici. Nu se poate face reformă decât dacă ne întoarcem la un orar sfânt. Chiar dacă cineva nu poate să vină, poftim, este departe, nu are mijloc de transport. Dar în timpul acela să fie afectat Domnului și lucrurilor sfinte. Într-o familie tânără, cum ați fi aici la dumneavoastră, unul din ei, să nu zicem care, că slăbiciunea poate veni la amândoi, a zis, hai să mergem la adunare. Și la altă zis, auzi, dragă, dar așa de obosit sau de obosită, lasă că ne rugăm și acasă. Celălalt cu înțelepciune a zis, bine, hai fie. Când s-a apropiat ora 9, a zis, hai să ne rugăm, dragă. Așa, cântăm o cântare, au cântat, e frumoasă, hai, cântăm și pe asta la altă. Cum citim un psalm și s-au rugat pe îndelete și unul și altul, celălalt a zis, acum hai să mai cântăm o cântare. Hai să mai cântăm. Facem o rugăciune. Parcă aveau și ceva copii mici, să cânte și eu o cântare. Unul spune o poezie. După aceea, unul zice, da, știi că avem textul în calendar, hai să-l citim. Și până au citit textul, până iară s-au rugat, s-a făcut 11 ceva. Și unul deja se ispitise, cel care nu vrea să meargă la biserică. Și zice, păi atunci mai bine mergeam la biserică. Păi dar nu asta ai zis, că ne rugăm acasă. Mă, ori la biserică, ori acasă, dar ce-i pentru Domnul, e pentru Domnul. Nu vă jucați. Și nu vă faceți vinovați înaintea Domnului. Iată ce scrie în Isaia 58 despre timpul afectat Domnului pentru evrei sabatul. Versetul 13. Dacă îți vei opri piciorul în ziua sabatului ca să nu-și faci gusturile tale în ziua mea cea sfântă și dacă sabatul va fi despătarea ta ca să sfințești pe Domnul slăvindu-L și dacă îl vei cinsti neurmând căile tale și neîndelencindu-te cu treburile tale și neîndelencindu-te cu flecării. Adică, nu numai că să nu mergi la muncă, dar să nu te îndelenciești cu treburile tale gospodărești, că trebuie și asta și asta. Păi nu le mai termin, nu? Tot timpul trebuie aspirat și șterg și făcut și nu cu flecării. Că timpul de odihnă nu-i doar pentru glume și pentru știu ce emisiuni, este pentru Domnul. Doar lumea îl rezervă pentru așa ceva. Că-s femei străine. Dar care cum le alungați, a scăpat. Ca să vă dau un exemplu concret. Imaginează-ți că ai o rudenie la tine venită din țară și nepocăit. Ce face el în timpul liber?
Va spune, vreau un film, vreau să jucăm un șahur, remi, știu. Când a plecat, zici, băi, ce m-am ușurat, acum putem să ne rugăm în voie. Păi alungați astea. Femeile astea străine, alungați-le. Și încă o situație și mă opresc aici. Tot în Nemia, capitolul 13, scrie de la versetul 4. Înainte de aceasta, preotul Eliashib, care i-a pus peste cămările casei Dumnezeului nostru și rudă cu Tobia, avea rudenii străine, pregătise pentru el o cămară mare, unde înainte se puneau darurile de mâncare, tămâia, uneltele, zeciuielele. Versetul 9. Am poruncit să se curățească odăile și am pus iarăși în ele uneltele casului Dumnezeu și darurile de mâncare și tămâia. Am auzit de asemenea că părțile leviților nu le se dăduseră și fugiseră leviții fiecare să-și capete de mâncare. Ce se face în casa dumneavoastră? Mai au loc leviții? Este cântare la cinste, de la loc de cinste? Mai sunt daruri pentru Domnul în casa dumneavoastră? Sau în casa dumneavoastră au năvălit alte lucruri, că le-a băgat Tobia? Și acum e nevoie să vină Nemia să facă reformă și să pună uneltele de muzică la locul lor, să fie din nou chitara la locul ei, celelalte unelte sfinte la locul lor, să fie Biblia pe masă și lucrurile străine să fie date afară și să se întoarcă leviții. Da, levitul ești dumneata, că doar nu știi amintești cum cântai când erai copil. Numai că a fugit levitul, a dispărut. Doar trebuie să-și ia din nou harfa și să cânte. Doar din nou trebuie să-ți reîndelenicirile vechi, la tine acasă, în toate odăile. Ia treci prin toate camerele. Dar nu știu cum se face, că veți vedea dumneavoastră pe măsură ce vă puneți la punct, din punct de vedere economic, material, dormitorul cu televizor, sfrageria cu televizor, și când mergi să te rogi, zice, stai frate că-i pe aici Biblia. Numai trebuie să caute după ea bine până o găsești. Că Tobia și-o băga lucrurile lui. Și uite așa își bagă și copiii pe-al lor. Și uite așa ne punem fel și fel de lucruri de tot felul, dar străine. Și numai nu subiectele sfinte. Da? Astea e nevoie să le pui în portbagaj și să mergi cu ele la pârâu Chedron. Și gata cu ele. Și în schimb să suni cu trâmbița și să-ți aduni casete și CD-uri cu predici și cu cântări și să-ți fie plină fonoteca și biblioteca și să dai afară revistele rele și în schimb să te abonezi la câteva reviste că-i plin de ele. Da? Asta înseamnă să alungi cei străini și să te căsătorești cu o iudeică credincioasă. Da? Și o să vezi că iudeica asta credincioasă din nou o să-ți umple cântarea, casa de cântare și de lucruri sfinte. Domnul să vă ajute. Dar repet, asta e foarte greu. Să-ți iei tu nevăstuța aceea dragă, la care țineai, încă dacă ți-a spart cineva vreun bibelou care îți place ție sau s-a întâmplat în timp ce, știu eu, ți-ai călcat haina aia care ți-a plăcut ție, să se întâmple ceva sau știu eu cu ce-ți place ție, să faci scandal și acum tu să-l iei cu mânuțele tale și să le alungi? Da. Când schimbul acestora trebuie să intre în casele noastre slava lui Dumnezeu. Asta înseamnă reformă spirituală. Și îmbinând cele două lucruri ce vi le-am spus până aici, dacă în plan administrativ, în plan comunitar veți trece peste toate piedicile, veți ajunge să cântați de bucurie și să vă bucurați de o casă sfântă aici în Grecia. Și dacă în plan individual, familial, vă veți dea seama că ați scăzut în spiritualitate, ajutați-vă și faceți o hotărâre tot colectivă, că e mult mai ușor că vă încurajați unul pe altul. Și numai că mergeți unul la altul, măi, dar aici în casa, în camera asta, m-am întâlnit o familie în Austria și a făcut casă și masă de tenis și de toate. Și zice, băi, dar numai ai toate aici pregătite. Unde sunt mingile și paletele? Băi,
Uite, plin de Biblie și de cărți de cântări, am hotărât să, aici mi-a la subsol, să facem rugăciune. Și din coace ne-a hotărât să facem studiu biblic. Dar de ce? Păi le-am alungat pe alea, erau străine. Eu știu că sunteți tineri și vă place și joacă, că la unii nu le-a ieșit încă coblăria de tot din minte. Și avântul tineresc, v-ar place să faceți de toate. Nu uitați, până sunteți tineri, vă vrea Dumnezeu. Vă vrea Dumnezeu să fiți iudei întru totul. Să fiți ca cei patru în Babilon. Rugăciune, sacralitate și veți vedea apoi progresul. Dacă nu, vă veți pierde printre neamuri. Și o să vă înghită moabiții și asdonienii și grecii și pakistanezii și ce mai aveți pe aici. Și nu o să mai aleagă nimic de voi. În câțiva ani vă pierdeți identitatea spirituală. Alungați femeile străine. Și recăsătoriți-vă, așa cum v-am spus, cu o iudeică credincioasă. Domnul să vă binecuvinteze, amin.